Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un clipuleț cu produse terminate pentru luna mai. Suntem la început de iunie, început de vară, ne bucurăm foarte mult de căldura binevenită și deoarece în clipulețul cu produse terminate ultimul care l-am filmat v-am zis că nu, nu am să vă mai arăt astfel de clipulețe, dar totuși m-am gândit să mențin canalul de beauty și din păcate la începutul lunii mai cam am aruncat ceva recipiente, dar pe urmă m-am răzgândit și am mai păstrat. Nu sunt atât de multe, sunt câteva, dar am zis că totuși s-a terminat luna mai, să vă arăt ce am terminat și am să încep cu ceva de, pe, de legat de make-up. Este acest mascara de la Evelyn Cosmetic Extension Volume Shop and Development Curl X10, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este o mascara care își zice eu că o întrece și pe cea de la Oriflame ca preț și pe cea de la Avon, adică este mult mai ieftină pentru efectul care îl are, este extraordinară. Eu mi-aș cumpăra mai bine zis două, trei mascara de acest gen, decât una de la Maybelline, să zicem. Pentru mine a avut un efect extraordinar, dă volum, separă genele și are pensula de silicon. La moment nu pot cu mână să vă desfac să vedeți, dar îmi place că pe capacul la fiecare mascara de la Evelyn arată și ce fel de pensul avem, este așa de silicon, este extraordinară. Chiar aș vrea să vă recomand să o încercați cei care nu ați încercat și prețul este unul foarte, foarte bun. V-am zis, cele de la Oriflame și de la Avon sunt mult mai scumpe decât această mascara, dar efectul este extraordinar. Încă o mini mascara pe care o voi arunca nu s-a terminat de tot, dar este aceasta de la Benefit, The Real Magnetic Magnet. Este o mascara care am folosit-o foarte puțin, dar a început să curgă pe sub ochi. Murdărește zona de asupra ochiului, adică când deschizi ochii și se apropie genele de ploapă, se murdărește și am zis că nu are rostul să o păstrezi, mai ales că este un mini mascara. Am hotărât totuși să arunc și acest bronzer de la Revolution. A rămas foarte, foarte puțin, dar nu-mi plac recipientele care sunt așa dărâmate. Acesta l-am scăpat, s-a dărâmat și am folosit eu ce mai rămăsese în recipient, dar nu-mi place ca dimineața atunci când mă machez înainte de serviciu să tot am grijă să închid acest căpăcel ca să nu se fărâme produsul de și am hotărât să o arunc. Și până când acestea sunt produsele de make-up, trecem la produsele care mi-au rămas și v-am zis care s-au strâns, dar foarte, foarte puține. Am terminat această cremă de față cu protecție de la CeraVe, Facial Moisturizing Lotion cu SPF 50, mi-a plăcut foarte mult. Și ceea ce mi, mi place este ambalajul, ca această pompiță scoate tot, tot produsul, vedeți, ea singura așa când apeși să iasă produsul, singur așa se face, are 52 de mililitri și desigur am să o recumpăr pe viitor, fiindcă da, îmi face tenul cât de cât peste o perioadă uleios, dar eu cam vreo săptămână am încercat fără fond de ten, doar puțină pudră deasupra și era super. Am terminat o pastă de dinți mini, mai bine zis, de 20 de mililitri, aceasta de la Elmex o pastă de dinți destul de ok și una de la Aqua Fresh, aceasta mare, activ Fresh cu mentol, care are 125 ml. Soțul îi place foarte mult pasta de dinți de la Aqua Fresh și la moment în baie tot pe aceasta avem, doar că pe fel de ambalaj, cu mov dacă nu mă greșesc, sunt foarte bune, curăță bine, nu avem uh, nicio pretenție asupra acestei paste de dinți. S-a terminat și odorizantul pentru picioare și încălțăminte Acesta de la Avon Footworks. A avut 100 de mililitri, ține ceva timp, mai ales acum perioada când se încălzește. Eu și soțul avem nevoie de acest deodorant. Voi vedea dacă voi mai plasa vreo comandă la Avon. Mă gândesc să-mi fac comanda acum la Oriflame. Este un odorizant pentru picioare care a fost vara trecută, dacă nu mă greșesc a apărut acum în catalogul care este curent și este la un preț bun și am zis că să încerc să-mi fac comandă de acel spray pentru picioare. Mi-am vopsit părul și mi-am ales o altă nuanță, desigur, 035 rodie de la Reabina. Eu v-am zis că această Vopsea de păr îmi place foarte mult și nuanța, doar că la mine nu iese chiar așa de bine în părul meu, fiindcă vârfurile îmi sunt închise și doar la rădăcini se mai primește așa o nuanță, dar voi încerca pe parcurs tot vopsindu-mă să ajung la o nuanță pe, tot, pe toată lungimea părului ca să fie așa. Îmi place foarte mult această nuanță și în ultimul timp cam mă, mă atrage acest roșu. Am terminat acest gel de față, scrie că este un gel cu vitamina C de la REN 50 de ml. Acesta l-am primit într-o cutiuță de pe Ipsy. Undeva două luni nu am mai făcut nici un abonament la nici, o, nici Glambug și nici Boxy Charm Nu am primit încă niciun produs. Urmează să vedem pentru luna iunie dacă voi plasa acel, acea comandă, să zicem că este ca un fel de comandă, îți achiți și îți vine cutiuța. Să zic că a avut ceva wow efect, a făcut minuni, nu știu. Îl foloseam dimineața înainte de crema hidratantă sau puteam să folosesc pe acesta, pe urmă primerul și fondul de ten, dar l-am folosit, mi-a plăcut foarte mult mirosul la portocală, a ceva fresh, dar să zic că dacă aș avea posibilitatea să-l cumpăr, l-aș recumpăra, nu cred. Soțul a terminat un șampon, îl folosesc și eu din când în când, fiindcă este cu mentol și acum în perioada aceasta caldă, chiar câteodată simt nevoie de o curățare astfel ca să simtă mentolat, fresh, scalpul meu. Ultimul timp doar clear îi cumpăr, la moment tot pe acesta l are în baie, clear man, cool sport mentol, soțul se duce la sală și pentru el, pentru ca să nu-i apară mătreața, chiar este destul de ok. Și pe viitor la fel îl vom cumpăra, fiindcă îmi place și mie. Și cei ce au rămas sunt doar geluri de duș de la Oriflame. Primul este acest gel de duș și șampon de la Oriflame din gama Love Nature Kids pentru copii cu gingerbread și mandarin a mirosit foarte bine 250 de mililitri pentru copii este destul de ok la moment am cu alt miros pentru mine am terminat acest gel de duș la fel din gama love nature cu ceai verde și castravete a avut un miros foarte fresh ceea ce mi-a plăcut acum în perioada aceasta caldă să-l folosesc. Anul trecut l-am folosit un pic, pe urmă l-am lăsat undeva acolo -l pe ori și acum l-am terminat. Este destul de ok, dar nu știu dacă aș cumpăra în astfel de miros. Și ce mi-a plăcut mult mirosul a fost acesta, la fel din gama Love Nature Simple Joys, cu căpșună organică, un miros foarte plăcut, la sigur că îl voi recumpăra și îmi place foarte mult uh, gama aceasta Simple Joyce. Am avut și cea cu ananas, dacă nu mă greșesc. Uh, a avut cândva oriflemul uh, gel de duș cu ananas și mentă. Ceva era un miros foarte, foarte fresh, foarte plăcut. Îmi pare rău că acum nu mai este. Dacă nu mă greșesc, anul trecut a fost ieșit în, în catalog. Uh, anume, perioada aceasta caldă de vară, dar... Uh, mă gândesc că va, îl va scoate sau anume ceva tot cu ment va scoate și anul acesta. Mi-a plăcut foarte mult acela. Și un gel de duș pe care l-am folosit și ca să pun lichid pentru care are pompiță este acesta din gama Love Nature cu apă de cocos organic și pepene galben. Mie îmi place foarte mult acest miros, l-am folosit, vă zic, și ca gel de duș și ca să pun lichid. Este extraordinar, Ceea ce îmi place la gelurile de ruj de la Oriflame, că sunt și am vrut să zic pigmentate cu miros puternic, dar și spumă fac. Fac foarte multă spumă, nu se simte când ești din baie mirosul așa de puternic pe piele, dar mie îmi place atunci la moment când fac baie să se simtă acel miros plăcut. Și cam acestea sunt toate produsele care am decis eu că de când am decis eu că trebuie să le păstrez, nu sunt atât de multe cum v-am zis, dar totuși mă bucur că am păstrat câte ceva. Vă aștept în continuare pe canalul meu și vă doresc tot ce este mai bun și mai frumos.